Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. De această dată te invit la o citire generală, în cadrul căreia vreau să văd ce este și ce va fi în viața ta, în dragoste, bani, carieră, casă, familie, dar vreau să văd și surpriza pentru tine. Să vedem în dragoste cum sunt lucrurile acum. Wow, în momentul de față văd că ești confuz. Ai de luat o decizie și nu știi ce să faci. Pentru unii poate să fie vorba chiar despre un triunghi amoros. Fie cealaltă persoană are mai multe opțiuni, fie tu ai mai multe opțiuni. Cartea asta vorbește despre o perioadă din viața ta în care pur și simplu nu știi ce anume să alegi în dragostea ta. Este ca și cum ești ținut în loc aici de un drum. Fie este o relație la distanță, fie ești ținut în loc de o călătorie pe care trebuie să o faci cu această persoană. Simt însă și multă instabilitate în această relație. Hai să vedem despre ce este vorba. Wow! Este vorba despre o schimbare foarte mare care are legătură fie cu locul de muncă, cu o sumă mare de bani, cu o casă, cu un teren, cu o stabilitate. Dar în același timp, văd aici că această indecizie are legătură și cu o schimbare majoră pe care fie tu e nevoie să o faci, fie cealaltă persoană. Pentru că eu văd aici că tu nu știi dacă mai vrei ceva serios cu această persoană, dacă nu mai vrei. Dacă ești o persoană singură, văd că tot încerci și cauți în toate direcțiile o persoană potrivită alături de care să-ți întemeiezi o familie, să faci un copil sau alături de care să faci bani, să te bucuri de viață alături de această persoană. Văd aici că totuși nu știi dacă vrei să faci acest drum cu acest om sau totuși nu știi sigur dacă el sau ea este persoana potrivită. Da? Hai să vedem acum ce urmează. Pentru alții este vorba despre faptul că ori tu, ori cealaltă persoană, sunteți indeciși în legătură cu această relație datorită unei sume de bani sau pentru unii chiar poate să fie și un triunghi amoros. Poate cealaltă persoană nu știe ce să aleagă. Să vedem ce urmează. Wow, urmează aici un inel, da? Primești un inel. Sau poate să însemne chiar o cerere în căsătorie, o propunere pe care persoana asta ți-o face sau o propunere pe care tu o faci. Cartea asta reprezintă un angajament serios, reprezintă ceva stabil, reprezintă ceva extrem de frumos. Și da, uite, veți studia acest lucru, veți discuta despre aceste aspecte, fie undeva la o vreme de seară, fie persoana asta merge undeva și se interesează, cum ar fi o citire de tarot, o consultanță, deci persoana asta merge și se interesează sau îți propune. Hai să vedem ce-i cu inelul. Alții e ca și cum faceți un angajament, faceți o înțelegere cu acest om pentru a duce relația. Ia să vedem. Wow, uite, este ceva legat de o casă, de o familie. Da? Este ceva legat de stabilitatea acestei relații și faptul că omul ăsta vrea să-ți rămână alături. Totuși văd aici niște probleme și niște discuții care fie au legătură cu o persoană mai tânără, cu o nouă persoană care ar putea apărea în viața ta și omul ăsta își dă seama și stă aici și nu te lasă. Pot fi aici niște probleme copilărești sau pot fi niște probleme chiar legate de un proiect nou sau de ceva anume. Mai exact, despre ce este vorba. Uite, persoana asta îți va da mesaj sau vei intra în contact cu acest om. Și cartea asta vorbește și despre un drum pe care îl vei face, dar și despre faptul că lucrurile se pun în mișcare aici, în cadrul acestei relații. Și relația devine mult mai sigură, mult mai stabilă. Persoana asta, uite, în sfârșit renunță la niște minciuni, la niște lucruri urâte, negative și uite, în sfârșit renunță și dorește să se elibereze și dorește să se bucure alături de tine.
Uite, îți va da o veste sau veți discuta în legătură cu niște acte. Îți va da un mesaj aici foarte curând, veți comunica din ce văd. Este ceva legat fie de cariera ta și aici te va ajuta, fie este ceva legat de oficializarea relației. Să vedem în continuare pe bani cum stau lucrurile sau din punct de vedere profesional. Wow, în momentul de față văd aici o persoană puțin vicleană. Da? Fie te afli într-o perioadă în care ai tot felul de cheltuieli, fie este cineva care tot te amână cu o decizie. Văd o femeie în mod special care ar putea aici să nu aibă intenții pozitive. La muncă pot fi probleme, probleme legate de, știu eu, colegi care nu sunt sinceri, da? Sunt niște probleme aici. Uite, e ca și cum tu stai, aștepți și găsești și soluția. Deci dacă aștepți un răspuns de undeva anume, acesta vine. Ce e cu această carte? Ești o persoană care știe foarte bine să facă bani. Da? Și uite, văd aici că tu ai o dorință foarte, foarte mare. Îți dorești foarte mult o stabilitate financiară sau îți dorești foarte mult un loc de muncă. Da? Un concediu sau o plecare pe care ți-o stabilești. Hai să vedem ce urmează. E ca și cum tu aici îți urmărești interesul într-o situație pentru alții dintre voi, pentru că tu ai o dorință foarte mare. Și uite, în viitorul apropiat văd faptul că reușești să închizi ceva sau reușești să finalizezi ceva. Poate să reprezinte chiar faptul că îți dai demisia sau faptul că vrei să renunți la ceva anume. Este un moment bun pentru tine. Da? Pentru că uite, văd că tu aici îți vei urmări pasiunea. Îți vei urmări pasiunea. Hai să vedem. Uite, aici poți afla de o ceartă sau pot fi niște vești care nu-ți plac, dar pe de altă parte eu văd aici că ceva se termină, da? Ceva ce nu-ți plăcea, ceva ce-ți crea disconfort. Reușești să achizi o factură sau reușești să rezolvi ceva. Și uite, e clar că ai o... Ai o persoană care ți este alături, dar simt aici că tu vei alege în viitorul apropiat foarte multă stabilitate. Deci vei alege fie acel domeniu care ți oferă stabilitate, care ți oferă bani, fie pentru alții este vorba despre faptul că e o persoană aici care te va ajuta foarte mult, în mod special un bărbat. Este cineva care va lua o decizie în urma unei vești pe care o va primi. Și îți va fi cumva alături. Hai să vedem. Uite, aici este ceva legat fie de o femeie, fie de niște vorbe, dar e ca și cum vei avea un noroc, da, printr-un ghinion. Da? Hai să vedem în casă și în familie, în viața ta privată. În momentul de față văd aici bucurie, armonie, văd faptul că vrei liniște, vrei pace, lucrurile s-au clarificat, dar totuși te văd foarte concentrat pe carieră. Da? Ai niște drumuri de făcut cu sacrificii sau vrei să faci o schimbare, fie vrei să-ți schimbi locul de muncă, fie vrei să-ți schimbi casa în care locuiești. O persoană văd aici care este la distanță de tine, într-o altă țară, într-un alt oraș. Sau cineva care lucrează de pe internet și care suferă și care are probleme la muncă. Hai să vedem ce urmează. Urmează o schimbare pentru tine. Îți pot veni niște musafiri în vizită sau tu poți să pleci undeva, poți să mergi undeva anume. Niște vești care apar. Și uite, văd aici multă stabilitate, văd multă bucurie din punct de vedere personal. Tu reușești să te stabilești undeva și vei face aici un drum împreună cu o persoană sau este vorba despre niște musafiri care îți vin în vizită, niște rude. Pentru că, uite, eu văd foarte multă bucurie, văd foarte mult succes aici. Și văd că te vei simți bine. În sfârșit te vei simți în regulă. Totuși, atenție puțin aici, da?
Văd multă bucurie, armonie și văd o relație care va dura. În casă, în familie. Da, toată această poveste să știi că poate să întârzie, adică nu văd ca lucrurile să se rezolve aici peste noapte. Nu? Văd și dragoste împreună cu această schimbare sau cineva care ține mult la tine. Hai să vedem surpriza pentru tine. Wow, surpriza pentru tine este o soluție pe care o găsești, un secret pe care îl afli, o veste bună pe care o primești, dar e ca și cum în sfârșit găsești o rezolvare la o problemă. Și uite, soarele reprezintă o bucurie mare, un nou început. Simți că te vei elibera. Da? O surpriză pe care o ai, fie din partea unui copil, fie o discuție pe care o ai cu cineva în legătură cu... un proiect. Uite, totuși văd că aici va fi și o suferință. Da? Va fi și o suferință sau văd mai degrabă că e nevoie aici să-ți asumi așa ceva. Da? E ca și cum trebuie să te sacrifici în toată această poveste. Dar eu văd foarte mare noroc pentru tine în urma acestui drum. Hai să vedem despre ce-i vorba cu secretul, cheia. Wow, deci tu aici vei avea foarte mare noroc și chiar vei rămâne foarte surprins. Este un mare noroc pentru tine, o mare bucurie. Uite, un bărbat care îți dă vești bune, care îți aduce flori, care se gândește la tine și care e hotărât să-ți fie alături. Hai să mai vedem de ce a apărut crucea. Wow, sacrificiul, uite, ține la pachet de această schimbare, de această mutare, da? Niște drumuri, da, pe care le vei face, văd aici, sau niște vești care apar în legătură cu o călătorie, în legătură cu un drum. Are-i norocul. Wow, norocul să știi că ține de o nouă persoană pe care tu o poți cunoaște. Tot mi-a mai apărut acest aspect aici. Da? Sau norocul poate să țină de o persoană foarte puternică. Știu eu, care te protejează, care are grijă de tine sau chiar această persoană care își dorește un nou început sau care își dorește ceva stabil cu tine, ceva concret. Și hai să vedem unde e călătoria, ce-i cu drumul. Drum, drum, da? Uite, un drum cu bucurie, văd aici. Da, e un drum cu bucurie, doar că simt aici că e nevoie să te sacrifici foarte mult. Și vei avea de luat și o decizie. Da. Totuși văd bucurie, văd armonie, deci lucrurile vor fi extraordinar de benefice pentru tine. Hai să vedem puțin și îngerii romantici, ce îți transmit, ce trebuie să cunoști. Cineva trebuie să își vindece anumite probleme de familie. Ți se spune că povestea ta de dragoste se va vindeca pe cât tu îți vei ierta părinții sau pe cât cineva își va rezolva niște probleme de familie. Și mai văd pe cineva care trebuie să-și mențină o minte deschisă, pentru că această persoană sau această situație poate să fie diferită de așteptările tale. Și ți se spune să ofere acestei relații o șansă. Mai vreau un mesaj. Wow! Două cărți, da? E vorba de aceste vești, ia uite, atracție, da? Ți se spune că vei fi mult mai atractiv dacă te vei bucura de fiecare moment, de fiecare lucru mărunt din viața ta, dar ți se mai transmite să stai optimist asupra vieții tale, să gândești pozitiv, să ai credință și acest lucru îți va aduce rezolvare din punct de vedere personal, da? Să-ți schimbi sufletul pereche. Hai să vedem și un sfat din partea Arhanghelului Gabriel, în general. Wow! Ți se spune să nu lași frica să te distragă de la misiunea ta divină. Deci poate să fie ceva legat de zona profesională sau în general.
Și ți se spune să cumva să exprimi cu adevărat ceea ce ești tu, ceea ce simți tu, pentru că munca pe care tu o depui sau activitățile pe care le faci, să știi că vor străluci mai puternic, vor fi mult mai bine apreciate de către ceilalți, dacă vor reflecta sentimentele și gândurile tale. Da? Este o femeie aici care te ajută, fie chiar Fecioara Maria te poate ajuta. Mai vreau o carte. Și ți se spune să continui. Folosește energia din această dezamăgire pentru a pune acest proiect în aplicare cu emoții autentice. Deci dacă aici ai avut parte de o supărare sau dacă ești într-o perioadă de dezamăgire, este foarte important să-ți folosești energia pentru a merge mai departe. Da? Ți se spune totuși să accepți și ajutorul prietenilor sau să le ceri părerea acestora. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu îți mulțumesc pentru atenție. Dacă ai rezonat cu aceste mesaje, te aștept cu drag să te abonezi, să apeși clopoțelul, apasă butonul de like, funcții gratuite pentru toți și să ne revedem cu bine și la o altă citire dacă vrei să mai vizionezi. Nu uita să distribui videoclipul și să recomanzi canalul unei persoane dragi ție. Eu îți mulțumesc pentru atenție și îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.